Tu sau componentele hotărâte? Păi gata, începem. Salutare tuturor, sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro și iar astăzi o să fac un nou review pentru electrobike aici în Piatra Craiului, în sunetul mirific al drujbelor, care probabil o să-l auziți și voi pe fundal. Sunt aici cu o superbă Merida, un hardtail E-Big 9 se numește. Este de fapt corespondentul 29-ului pe care deja îl cunoașteți, dar cu acumulator și cu un motor electric. Bun! Haideți să ne apropiem un pic, să vă prezint componentele acestei biciclete în mare. O să încep cu motorul, este o motorizare Shimano. Pune-i pauză. De ce? Nu mai am display, nu văd ce filmez. E foarte ok, crede-mă. Da? Ok, da. Bine. Să reluăm. Avem aici o motorizare Shimano. Acum chiar trebuie să tăiem. Unde eram la motorizare? Ok, să reluăm. Cu motorizarea. Motorizarea Shimano pe care o puteți vedea chiar aici, deasupra angrenajului, care este conectată, bineînțeles, la acest acumulator de 500 de W pe oră și la display-ul central, de aici, de pe ghidon. Se pornește, întregul sistem se pornește direct de aici, de pe acumulator. Ne avertizează chiar sonor că se întâmplă ceva. Ia să vedem, mai încercăm o dată. Bun. Și în acest moment, display-ul ne arată că tot sistemul este oprit, adică putem să pedalăm la liber. Bun. Aici în stânga avem o comandă similară cu un shifter de foi, dar prin apăsarea acestor padele, ca să le numesc așa, schimbăm modul de asistență. Dacă vrei să navighezi prin meniu, e ceva mai complicat pentru că va trebui să iei mâna dreaptă de pe ghidon și să te chinui să apeși acest mic butonaș, vine un pic mai jos, acest mic butonaș de sub display. Și avem tot felul de informații, le știți deja, cadență, viteză maximă, ceas și așa mai departe, viteză curentă, distanță parcursă. Bun, cui se adresează această bicicletă? Cred că celor care apreciază cumva plimbările prin natură, dar caută și o latură sportivă cumva a bicicletei. Avem o transmisie formată din componente de ore. Aici o furcă pe aer Manitou, o prezență destul de rară în ziua de azi, se vede că podul este montat în spate. Frânele sunt tot Shimano MT500 cu aceeași manetă pe care o cunoaștem deja de la Deore, Deore XT sau SLX. Iar mai departe, trecând la roți, butuci Shimano și anvelope Maxxis Forecaster. Dacă pot să vin un pic mai aproape, se vad aici absolut toate logo-urile înșirate. Deci astea sunt până la urmă anvelopele de top din versiunea Forecaster. 3C, Max Speed, Exo Protection, Tubeless Ready, deci ai cam tot ce ai nevoie pe ele. Anvelopele sunt orientate mai mult către viteză, mai puțin către confort, iar dacă vei vrea să urci niște chestii așa abrupte, s-ar putea să te gândești să le schimbi. Testul îl găsiți pe electrobike.ro și cam atât de aici din Piatra Craiului. Hai să terminăm filmarea asta cu această superbă panoramă a Pietrei Craiului. Oh. Rata de 29 trece peste orice. Ce fain e pe aici. Pe pietroaiele astea devine cam săltăreață treaba. Oh.
Merci. Oh.